nu avem încredere în independența și imparțialitatea instanțelor de fond și de apel din motivele expuse, anume din motivul de dependență față de președinte, noi am solicitat să fie ridicată excepția de constituționalitate. La ședința de astăzi, avocatul a adus și câteva probe video care, în opinia lui, demonstrează că Igor Dodon i-a retras cetățenia lui Traian Băsescu pe criterii politice, ceea ce este ilegal. Apărătorul fostului președinte român a citit, în fața judecătorilor, un fragment dintr-un interviu al lui Dodon, unde acesta sugerează că dacă Traian Băsescu deținea cetățenia și în continuare, astăzi era să fie lider de partid. Мы этому не дали этому плану состояться. Что будет дальше, ну посмотрим. Пока что в судах мы оборону держим. Почему суды все-таки у нас получается его блокировать? Потому что очень много из судей понимают, что назначение того или другого судью – это полномочия президента. Я не говорю, что мы на них давим. Мы не давим. Но они понимают. Декларации президента мы видим как фил де аменинцаре вуалата на адреса жудекатурилор. Avocatul președintelui Dodon a precizat că declarațiile șefului statului au fost interpretate greșit. Sunt niște declarații scoase din context care sunt interpretate în mod eronat de către partea reclamantă. Președintele Igor Dodon i-a retras cetățenia lui Traian Băsescu imediat ce a intrat în funcție, pe motiv că aceasta ar fi fost acordată cu încălcarea procedurilor. Traian Băsescu și soția sa au devenit cetățeni ai Republicii Moldova printr-un decret semnat de către ex-președintele Moldovei Nicolae Timofti.